Limbajul de lemn sculptat creează monștri patinatori, irefutabili de echilocvenți, ridicați la rang de libelule încrucișate în spasmagorism aprioric, în majoritate lacrimofagi, dar însă, la urmă, la fel de nesincronizați ca și ca aici cări. Un adevăr necopt, fiert în jumătate de lingură, singurul adevăr bilingv, care echidistanțează toate sistemele maloroforme, înaintându-i pe tinerii deformați de o intransigență promiscuă, dându-le destule motive conice ca să ducă mai departe povestea Mioriței și a calului ei ecvestru, amănețându-le gândurile într-o șaibă plată cu peronul pe partea stângă. Se ia cu o lingură nemetalică și se împarte papilelor gustative, astfel încât ele să primească o porție direct proporțională cu inversul medaliei de onoare din maxim, să spunem, al doilea război mondial, scadența la 30 de zile și totul în regulă de 3 sărată puțin pe la colțuri. Realizările cuneiforme dirigează traficul pe un cat al unui WC-ul făcut public printr-o ordonanță de urgență, majorată cu carioca, dând impresia de spațialitate în ciuda ridicăturii de pământ aferentă fluxului peren din borcanul de pe pervaz. Insinuările miraculoase nu sunt de lăsat mai prejos, pentru că tocmai cheia acestei discuții legalizate e formată din proporții multiple de 90% bivalență și carismatism. Dacă unii pot lucidiza complet și eradica proximitatea unei alegeri optime, vor fi trimiși să recalculeze citatele lui Agărbiceanu din volumul 2. Constituția se întoarce și nu numai. Așa din mânecă formează încă din fașă un reumatism greu de disimulat, inevitabil de paradoxal, iar spitalele din campania electorală au trimis în baza acestora electoratul în campania agricolă de toamnă-iarnă, vernisată de însuși Gheorghe Guci, cu ale lui binecunoscute proverbe și zicători, ignorate până de curând din lipsă de probe. Armistițiul oceanic s-a încheiat la Schlitz și componentele unse și-au pus umărul la dezagregarea instituțiilor care, falimentar vorbind, evazionau fiscal timbrele universitare de la 2 la 6 ani. Deși încă programa liberă pentru anul în curs valutar de desfășurare prin rostogolire nu s-a dat în vileagul manufacturiștilor ostracizați, punerea ei în practică de larg consum se va accepta generalizând în mod necesar transhumanța directivelor administrative din fiecare lot de not din clasele mijlocitoare și medii peste 9, exclusiv prin gravitația Venusului Carpatic congelat într-un motor de 2 timpi ancestrali. Desigur, problema minelor dezmembrate cu supapă de sens este în continuare pe masele de lucru la normă, dar chestiunea problemei de timp este doar o baclava aproape mâncată, deci sperăm că în 2-3 ore GMT indicele arătător va crește cumplit, surclasând cele mai frecvente cazuri de neuroni cu legătură interschimbabilă. Moleculele de parchet lăuntric, invadate de corpuscul semipozitiv, mijlocesc trecerea dintr-o perioadă nefastă la un nivel dirijabil la un redundant escamotat prin tromba uterină a mamei purtătoare. Noile brevete se axează în special pe puncții suspendate și pe virgule amorfe, eliminând din start ambuteiajul erotic, insuficient de salubrizat și frust. Mirabolând lucrurile de o manieră licențioasă, încercăm să ignorăm însuși miezul cojii, fără de care existențialismul ar fi doar o micoză genetică de ultimul răcnet, însă prin echipele capabile puse la dispoziție de balenografi, intermisia este o floare la botul calului, maxima ei prindere prin balans, contrafăcându-se în cele mai optice condiții. Miercuri va deveni zi națională de joi seara, scutind de taxe impozabile un întreg arsenal cosmogoric derizorat, în ultimul timp asmatic. Barierele plombate se înlătură definitiv, țara arde bucurându-se de o veșnicie crepusculară, dinții legii mușcă bordura zincată a falselor plasamente de singuratici, organigramele dau pe afară din gura sugarilor altoiți, canicula străpunge blenoragia vremurilor, cerând frigurilor legăminte temeinice de confidențialitate, pictura naște culori de la 0 la 9 cu parapantă în porțiunile naive,
Letopisețul se rescrie ca un MP3 energizat, bitumul clericii este pus la bătaie pe prisma eșafodată a dispariției longevive, casarea devine regulă sionistă, militanții încleiază solzii puricilor în baiți, cu blat de grăsime simțată și naiba, ultimul de pe listă, stă cu coada despletită pe un vârf din adâncul abrupt al mamei Geia și se scobește nas cu rămășagul unui om lipsit de speranțe.